Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, a făcut anunțul pe care toată lumea l-aștepta. O anumită categorie de copii va primi alocații mai mari. Conform playtech.ro, copiii din centrele de plasament vor primi mai mulți bani. Alocația lunară ar putea ajunge la aproape 1000 de lei, potrivit unui proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică la Ministerul Familiei. În prezent valorează 631 de lei. Acest tip de alocație este raportat la indicatorul social de referință, iar acum se dorește stabilirea unei alte valori, ce trebuie înmulțită cu ISR pentru a obține suma acordată sub forma alocației de plasament, respectiv 1808 față de 1,2 cât este în prezent Astfel, alocația lunară de plasament ar putea fi 950 de lei. Această sumă acordată de stat copiilor este raportată la indicatorul social de referință, dorindu-se acum o altă valoare ce trebuie înmulțită cu ISR pentru a obține suma acordată sub forma alocației de plasament. Potrivit legii numărul 272 pe 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, acest tip de alocație lunară este acordat fiecărui minor care se află în plasament la o familie, persoana asistentă maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela. Suma este plătită persoanei asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament plasament copilul sau tutorelui. Alocația de plasament se calculează în raport cu indicatorul social de referință care a crescut în luna martie. Dacă proiectul va fi adoptat și s-ar aplica în perioada următoare, aceasta ar fi a doua majorare a alocației din acest an. Pentru a se putea aplica proiectul de ordonanță de urgență trebuie să fie aprobat de guvern și publicat în Monitorul Oficial, relatează site-ul playtech.ro.